Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Dar dacă o au și cei care vor veni după noi așa cum nu o merită din cauza noastră, oarecum va fi. Invitatul meu de astăzi este un viitor domn, rețineți, un domn în devenire. Nu vi-l arătăm încă, pentru că vreau să vă spun că face parte din generația care rupe sigiliul zâmbetelor noastre. Cei mai mulți dintre noi suntem mohorâți, suntem îngrijorați, suntem înspăimântați, suntem inconștienți unii dintre noi, nu? Eu îmi asum asta adesea. De ce să vă mai țin? Se numește Andrei Toderaș. Nu mi este deloc străin, astfel încât ne vom tutui, renunțăm la pronumele de politețe, așa, pentru că se și poartă, nu ce. Așa. Tocmai a absolvit clasa a 8-a și acum sigur că sunt emoțiile inerente. Și m-am gândit așa, domnule, dar tot chem bizoni și tot felul de nefericiți și deformați. Și ia să vedem ce spune generația asta care rupe sigiliul zâmbetelor noastre, sau măcar ar trebui. Cam cum vor sta lucrurile pe viitor, cam cum văd ei. Și tare mi-aș dori să mă și certe, pentru că îmi spunea fostul rector al Universității Transilvania cu câțiva ani în urmă, domnul Sergiu Chiriacescu, fie iertat, m-am emoționat puțin la amintirea aceasta, nu mai este cu noi. Spunea ce bine ar fi, dacă am ști, să învățăm de la copiii noștri. Ei, asta mi-am propus eu astăzi, că Andrei, îți mulțumesc frumos pentru că am avut o ezitare. Am vrut să mă adresez cu numele Cătălin, dar Cătălin este tatălui. Da, mulțumesc frumos, Andrei, pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație, Feli, și mă bucur că sunt alături de tine aici. Să nu ai emoții. Nu, 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 nu. nu, nu, Încerc să nu să mă ai. detașez de emoții. Să nu ai emoții. Emoțiile sunt firești până la un punct, dar nu e cazul să ai emoții. Este un dialog între noi doi. Sigur. Cum cred că nu l-am purtat niciodată și mă întreb oare de ce? Au trecut ani. Și uite, purtăm un dialog în fața telespectatorilor. Sper să vă pice bine. După ce ieșim din emisie, cei care aveți puiuți, luați-i nu la un interviu, la un dialog, așa ca între prieteni. Ce bine va fi. Da. Mie așa îmi place să cred că voi sunteți generația care rupe sigiliile zâmbetelor noastre. Nu? Nu găsești că adulții sunt cam îngrijorați, Și cam... negativiști și încercăm să aducem o culoare în viitorului. Mă gândeam că mai există speranță și noi suntem, generația mea e cea care trebuie să aibă speranța, să ne dorim un viitor mai bun, mai frumos la noi în țară, că nu suntem în vremuri prea frumoase. Însă e foarte bine să ne iubim țara. Contestura oamenilor față de țara noastră, spunând, jignind-o, mă doare foarte tare, pentru că avem o țară frumoasă, avem oameni frumoși, cu mici excepții, însă lucrurile sper să fie frumoase în viitor. Da, e bine, cei care vorbesc urât despre țara lor, adică despre țara mea, ha, am salopeta potrivită, România, ridică-te! Dar nu-și cunosc țara, nu au văzut-o. Nici măcar la televizor, că la televizor trebuie să apară fufe, vedete, panorame, tot felul de măscărici. Bizoni, bizoni, îi mai vedem și așa, acum că s-a hotărât să nu-i mai, să nu-i mai vedem. Nu, nici nu trebuie să-i mai vedem, se duc acolo și să nu-i mai scoate niciodată pe cei care merită. Da, cei care vorbesc urât despre țara lor, despre țara mea, despre țara ta, nu o cunosc. Nu cunosc nici istorie, nici nu au văzut-o, Corect. nici... Păi să vezi frumusețile cu adevărat ale acestei țări, care sunt absolut teribile, nu mai spui asta. Sper că generația ta nu va mai fugi de acasă. Sper să fiți cei care... Sigur, fiecare spune. Și eu am făcut parte dintr-o generație căreia îi se spunea, voi sunteți viitorul. Așa a fost. Dar viitorul nu e un ciclu. Și viitorul devine la un moment dat trecut, că așa e Da, legea corect. firmei, așa. Urmează admiterea. Când va fi examenul de admitere la liceu?
Pe 22, luna aceasta, va fi examenul la limba română, apoi pe 24 la matematică. Uh-huh. Și suntem convinși că vom avea rezultate bune. În ceea ce mă privește, sunt absolut convins că voi intra tu cu bine la liceu. Tu ești la Colegiul Unirea, trebuie să spun asta, să salutăm frumos, în primul rând, dascălii mie, așa îmi place să le spun, niciodată profesor, deși sunt profesor, dar e altă căldură, e altă noblețe în termenul de dască, ba chiar și cărturar îmi place. Da, cărturar e ceva mai amplu. În primul rând îi salutăm pe dascălii de la Colegiul Național Unirea, îi salutăm pe cei care, pe elevii de astăzi, dar de ce nu și pe cei de ieri care sunt absolvenți și au avut, vor trece ani, uite așa, și va veni un moment când vei avea o întâlnire, așa cum a avut tatăl tău, nu de mult, 25 de ani de la, deci în ziua în care el, Andrei Toderaș, avea banchetul absolvirii a 8 clase, formidabil, emoționant, tatăl lui a avut întâlnirea de 25 de ani de la absolvirea clasei a 8-a, nu? Așa că este senzațional, nu? Cum ai găsit cuplarea acestor evenimente, suprapunerea lor? Nu mi s-a părut o coincidență, a fost un lucru foarte frumos. M-a bucurat enorm și m-a emoționat enorm, mai ales pe tata, l-a emoționat foarte mult. A fost prima dată când l-am văzut că a plâns. Și a plâns de emoție, de bucurie. M-a văzut crescând, m-a văzut mai matur și îi pare puțin rău că peste câțiva ani... Nu, să nu fie încă matur, că nu e momentul acum, încă mai... Sunt în perioada de evoluție, de maturizare. Da, te-am și prezentat un viitor domn. Deja ai toate datele, dar nu... Mi-e milă să spun, domn, pentru că vei fi un domn toată viața ta și sunt niște responsabilități teribile. Îi spuneam tatălui tău zilele trecute, într-o convorbire telefonică, pentru că nu avem răgaz să ne întâlnim, și a spus așa, chiar asta am simțit. Eu admit că generația mea îmbătrânește. Este în legea firii. Dar cum generația lui, deci a copiilor, să îmbătrânească? Că ea nu sunt bătrân, dar sunt oameni maturi. Este absolut emoționat. Nu, altceva te-am întrebat, Andrei. Cum ai găsit suprapunerea celor două evenimente? Tu absolveai și el sărbătorea absolvirea 25 de ani de la absolvirea clasei a 8-a. Fără alte cuvinte, am găsit un lucru foarte emoționat în acest fapt. Pentru că, nu știu sigur dacă a fost o coincidență, însă m-a bucurat enorm. Nu pot avea cuvinte la adresa acestui fapt, însă a fost o coincidență frumoasă. Da. Și ce pot spune? L-am văzut pe tata foarte emoționat, lucru care m-a bucurat pentru că a plâns de fericire și de emoție, nu de distrețe, de tristețe în niciun caz. Un om care nu plânge înseamnă că nu are emoții. Nu plângi toată ziua ca proasta în târg, dar la momente de genul acesta zice, eu sunt bărbat, nu plâng. Înseamnă că n-ai simțit nimic. Acum mă ceartă domnii care mă aud că spun treaba aceea. Dar sunt mulți, eu cunosc mulți domni. Hai să le spun bărbați, că le sună mai interesant. Îi spui, ești bărbat, e și responsabilitate, dar și o formă de respect. Sigur, și domn. Sunt mulți domni care știu să lăcrimeze. Asta înseamnă că au trăiri serioase. Da, a încheiat o etapă. Sigur că acum toată lumea vine și când îți spun asta, nu spun doar pentru tine, chiar și pentru cei de vârsta ta, în general, cei care, dacă ne urmăresc, pentru părinților. Acum toată lumea este cu ochii pe voi. Eu nu înțelegeam când aveam vârsta ta. Bă, dar ce au ăștia cu... Mi se păreau bătrân la 40-50 de ani. Ziceau, stai bătrân. Așa și se minuna. Bă, dar ce a crescut? Ceea ce voi auziți acum, da, nu? Da, sigur. Aoleu, dar ce a crescut? Dar ce seamănă cu mama, cu tata, cu... Da, mă gândeam, bă, dar ce prostie. Vai, dar ce frumos. Vai, dar ce... Ei, acum sunt exclamațiile acelea care seamănă a felicitare, a bucurie, a nu știu ce. Mai urmează o etapă, e cea a liceului, așa, după aceea, hai să zicem, poate ceva din facultate, dar pe mine m-a impresionat faptul că
Nu că te-ai făcut mare, că e firesc, nu suntem vii și evoluăm sau involuăm, depinde. Urmează repede perioada responsabilităților. Bucură-te încă de asta. Bucurați-vă încă de perioada aceasta, acestei vârste senzaționale. Fiecare vârstă are frumusețea ei. Dar nu vă lăsați îmbătați de amețiți, de unii chiar exagerează, unii o fac chiar prostește. Aoleu, Andrei, ce mare de... Aoleu, ce frumos ești! Bine, toate acestea trec. Vin responsabilitățile. Vine perioada când tu trebuie să dai. Și tu, care mă urmărești. Și explicațiile astea. Eu cred foarte mult și telespectatorii știu, cred că s-au învățat-o și pe asta. Nu vreau să vă învăț, nu, că nu pot să vă învăț nimic. Cred foarte mult în puterea exemplului. Degeaba va veni tata să spună, ba, nu umbla cu mustața în vânt, dacă el e nebărbierit de nu știu câtă vreme și mai departe. Deci puterea exemplului, nu? Da. Puterea exemplului e cea mai importantă, pentru că putem învăța din ea, învăța din greșeli, pentru că din teorii e destul de greu să asimilezi principii, idei. Le poți refuza. Corect. Deci cine ești tu să-mi spui mie treaba asta? Și de ce să fac eu ce îmi spui tu? Bine, dar din exemple învățăm de-a lungul vieții. Ori am mai spus-o în fața camerei sau n-am mai spus-o, dar dacă am spus-o să mă iertați. Este un proverb rusesc care spune așa: nu trebuie să înveți toată viața, ci până când mori. Deci fiecare trebuie să... Cred că a mai dispărut. Era o zi să nu știu dacă tu o știi. Bă, eu te-am făcut, eu te omor. Da. O știi? Da. Dar n-ai auzit-o în familie? Nu. Certitudine, sunt convinsă de asta. Cum să-i spui, mă, așa ceva? Dar l-ai făcut tu. Abar n-ai. Nu l-ai făcut tu. E acolo. Crezi în Dumnezeu? Sigur. Și mă deranjează faptul că lumea nu mai e credincioasă. Mulți oameni spun că sunt credincioși pentru ei și nu mai contează ce crede lumea. E adevărat. Nu putem generaliza. Corect. Nu putem generaliza. Însă există oameni care nu mai cred în Dumnezeu cum trebuie. În vremurile noastre copiii nu mai cred în Dumnezeu. Adolescenții, trăind în vremurile astea, știu despre ce vorbesc. Și nu e un lucru bun. Oamenii spun că ei cred pentru ei și nu contează. Biserica este un loc în care trebuie să mergem. Și vreau să fac apel la oameni să mai meargă la biserică. Știu că fac o greșeală. Nu fac o greșeală. Că nu merg foarte des, însă e greșeala mea, mi-o asum. Însă trebuie să mergem la biserică. Rugăciunea acasă este importantă, însă nu destul de importantă. Contează să ne lărgim conexiunea cu Dumnezeu mergând la biserică, vorbind cu un preot, spovedindu-ne și așa mai departe. E foarte important. Și să-ți răspund la întrebare, da, cred în Dumnezeu. Evident că am învățat din familie să cred în Dumnezeu și mi se pare un lucru absolut firesc să crezi în Dumnezeu. Ce frumos! M-a plăcut? Și mie mi-a plăcut. Da, relația cu Dumnezeu... Hai că-ți împărtășesc un aspect. Ți-a transpirat mustăcioara. E și cald aici, poate că și ceva emoții. E firesc să ai și puține emoții. Dumnezeule, spun tot din casă. Ultima oară, când n-are importanță, când am fost și m-am spovedit, m-a întrebat preotul, ați ținut post? Da. Tot? Tot. Dumneavoastră vă spun că se întâmplă rar asta. Eu sunt păcătoasă, sunt... Nu credeți că sunt, sau îmi închipui eu că sunt. Dar s-a întâmplat și am ținut tot post. Și m-a întrebat preotul așa, de ce? Și eu am răspuns așa cum știu eu să răspund, repede și de aici. Mi-a fost rușine de Dumnezeu. Ție ți se întâmplă să fie rușine de Dumnezeu? Sigur, pentru că suntem oameni păcătoși și e normal să există anumite pedepse pe care... Bine, suntem toți, suntem păcătoși. Suntem păcătoși. Da, rușine. Adică să ți-l imaginezi, mă, și să spui, nu, frică, că se spune greșit. Sau, mă rog, în opinia mea e greșit. Ci mi-e frică de Dumnezeu. Nu te bate, mă, te ceartă câteodată. Să-ți fie frică de creatorul tău, trebuie să-ți fie rușine de el, nu?
Da, există și o anumită teamă pe care eu o simt când fac o greșeală raportându-mă Teamă, cum la îți este? Teamă această și de părinte. E o corect teamă, o combinație de respect, de, nu? de rușine, de. Da? Da, mi-e teamă de Dumnezeu, mi-e rușine de Dumnezeu când fac câte o greșeală mai mare. Se întâmplă destul de rar să-mi fie rușine de Dumnezeu pentru că nu fac greșeli foarte mari, fiind și vârsta, nu sunt destul de matur să-mi fie o foarte mare rușine de Dumnezeu. Însă există momente. Nu ai atâtea păcate. Nu am Bă, atâtea păcate. este rușine de Dumnezeu? Cu bizonii vorbesc acum, nu cu telespectatorii, cu segmentul pe care îl prețuiesc și de aprecierea cărora mă bucur eu. Nu vă este frică de Dumnezeu, dar vedeți că vă pedepsește, vine. Vă ceartă și din păcate îi ceartă și pe copiii și pe copiii voștri. Îmi permit să vă tutuiesc pentru că sunteți niște nefericiți. Iată, un reprezentant al unei generații care suferă din cauza voastră, nefericiților, neterminaților. Bizoni, știți cine sunt bizonii, că doar nu sunt. Da, mai avem doar 10 minute. Domnul Dan Lungu mi-a mâncat viața, că e regizorul de emisie și regizorul de platou. Mă, da. Aoleu, și colegii mei spun niște... Stau câte o chichineață mică și că o, ai invitat în platou. Păi e studio, că așa se spune în televiziune. Platou avea televiziunea română, când avea așa câte o hală mare și... mai aveau și altele. Vremelnic, așa. Mai avem vreo 9 minute, Andrei, iată cum trece Mult prea vremea. repede. Nu știu cine a zis, poate că telespectatorii știu sau poate că tu, dar nu are importanță cine a spus asta. Zice că caracterul îți este definit prin trei elemente, și anume cărțile, nu, pe care le afișezi bizonule acolo în spatele tău să faci poze cu ele, nu, pe care le-ai citit. Așa. Prietenii, altădată spunea aici, spunem cu cine te însoțești, să spun cine ești. Și cadourile. Ce cadouri faci, ce prieteni ai și ce acumulări ai aici. Te definesc. E bine, tu încă ești pui, am spus viitor domn. Nu, asta nu înseamnă că nu apreciez faptul că ai tot respectul meu pentru splendida vârstă, fabuloasa vârstă de 14 ani și jumătate, nu? Da. Da, tu ai niște copaci care au vârsta ta, dar nu le spunem unde sunt, nu le spunem Nu telespectatorilor. dezvăluim locul. Da, nu, are copaci. Când el a venit pe lume, au fost plantați niște copaci să crească odată cu el. Acum tăiem copacii, tăiem pădurile, ce zici? Mare păcat. Ce pot spune? E o greșeală umană, idiotă, mă pot exprima. Să Ca ne. ei. Da, corect. Ca ei. Și este o foarte mare greșeală să ne defrișăm pădurile. Fără alte cuvinte, oamenii impotenți intelectual fac acest lucru, care nu o cunosc. Ai, sunt iresponsabili, trebuie să duci acolo la... era un cântec odată, la gherla, la gherla, nu mai știu versurile, așa o treabă de petrecere, de un soi de manea de altă dată. I-aș trimite la Ocnea, dar pentru totdeauna acolo să stea, dar nu să stea la televizor și la nu... Nu în celulă, la muncă. La muncă, să muncească 18 ore pe zi, așa, din 24, 18, și restul pentru igienă, puțin somn, papa și așa. Tot restul vieții voastre, pentru că ați distrus România noastră, a lor mai ales. Eu am apucat și ceva din România normală. Hai să ne întoarcem la școală repede. Cum va fi cu admiterea? Mi-ai spus, la limba română, la matematică, la dat, criteriile au rămas aceleași, pentru că, uite, nu mai sunt la curent. Da, criteriile sunt aceleași. Intrarea la liceu se face exact la fel. Examenele, din câte am auzit, au un nivel de dificultate puțin mai scăzut decât în anii trecuți. Marele păcat este următorul, că va conta media anilor trecuți, din clasele 5-8. Și va conta destul de Ce prostie! mult. Părerea mea! 16% E sau părerea mea! 25% e foarte, Nu? foarte proastă Tu cum ideea. găsești? Pentru că, dând un exemplu, nu vreau să mă adresez anumitor oameni, însă vor exista elevi cu note foarte mari în gimnaziu, Da. care nu vor putea lua note mari în examen,
Și e normal că ne luând note mari în examen ar trebui să fie repartizați la un liceu slab. Nu, vor lua locurile altor elevi care sunt, să spunem, de media 7 în examen, iar în anii claselor gimnaziale să fie avut media 8. Acei elevi vor lua locurile. Și asta este un mare păcat, pentru că este evident că ceilalți elevi sunt mult mai slabi, mult mai slab pregătiți. Și este un păcat. Asta e. Da, eu găsesc că este greșit, pentru că nu mai poate opta conform harului pe care îl are, pentru că fiecare suntem născuți, făcuți pentru ceva anume și trebuie să mergi unde te repartizează. Nici măcar poți să spui soarta, că asta nu e soartă. Păi înainte îl pregăteai și știa că se duce și opta cu adevărat. Dacă avea chemare către filologie sau către limbi străine sau că, mă rog, nu le înșir eu acum pentru că le știți foarte bine pe toate. Așa ceva, mai avem 5 minute, 5 minute, mai 5 minute. Da. Ai vrea să rămâi la Unirea? Da, m-am Și gândit. dacă nu vei rămâne la Unirea? Este. Zic și eu. Nu Vei știu, suferi, nu, va fi. evident că voi suferi, Unde dar ai putea să ajungi? la un liceu mai slab nu m-am gândit. Sper că nu va exista această. Unul mai bun nu există. Există. Există, Există. însă Avem colegiile Meșotă, Șabună. mi-aș dori să intru, să rămân în Unirea. Da. Și cea mai mare dorință a mea este să intru în Unirea cu medie de Șaguna. Pentru că m-am gândit mult, cunosc profesorii, avem dascăl buni, foarte buni pot spune, și mi-aș dori să fie un păcat cu sinea mea că aș fi putut intra la Șaguna, însă eu am vrut să intru la Unirea, să fiu unirist până la capăt, până la terminarea liceului. Ce frumos! Cunosc acum, mi s-au derulat așa prin față câțiva prieteni care sunt uniriști, dar de vârsta mea. Așa, și au nostalgie și tare bine trebuie să le fi picat seniorilor auzindu-te ce spui acum. Da, important este ce acumulări vei avea în cele din urmă. Asta este cel mai important aspect, cu ce acumulări vei rămâne oriunde vei fi, nu chiar Oricum oriunde. există o vorbă. Dacă vrei să înveți, înveți oriunde. Sigur, 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 sigur. Așa Trebuie să este. existe voință și cam atât. Da. Da, spuneai că ești perceput și simți tu așa că începi să te maturizezi, a? Da, sincer simt. Da? Și văd o schimbare Și în ți-e bine comportamentul sau meu. Nu știu, nu te nu și știu să sperii puțin spun. așa, nu? Sincer, nu mă sperii. Nu? Nu, văd, E bucurie. sigur, văd viitorul din alt unghi. Am alte perspective acum și din punctul ăsta de vedere m-am maturizat și simt maturizarea asta, însă este una frumoasă, nu o văd altfel decât frumoasă. Da, la vârsta ta, toți am trecut pe acolo, nu? Și ne amintim că la 14-15 ani, abia așteptam să avem 18-20. Și când aveam 16, spuneam că avem 18, mai ales băieții, că... Da. Domnul Emil Cioran, pe care eu îl iubesc la nebunie, pe nepăcatul Emil Cioran, așa spunea printre altele, nu există decât o singură ratare, aceea de a nu mai fi copil. Trece. Și te va cuprinde un dor de perioada aceasta, cum m-a cuprins pe mine, cum v-a cuprins pe dumneavoastră. Important este să fi avut o copilărie frumoasă, să ai unde să te refugiezi, când îți va fi bine sau greu, îți va fi și bine și greu. Fără nicio îndoială, da, cred că mai avem doar 2 minute și domnul Dan Lungu ne spune, gata, ieșiți din emisie și așa va fi, 1 minut mai e. Bine. Mi-a făcut mare plăcere. Nu am avut niciun Asemenea, disconfort Felix. în prezența ta. Din potrivă, mi-ar fi plăcut să avem o ediție mai lungă, nu este. Eu îți doresc drum bun în viață. Mulțumesc. Mi-e cea mai dragă urare pentru cei care sunt foarte tineri ca tine și mai tineri și drum bun, drum lin în viață și vouă, neapărat. Dacă vrei să le transmiți colegilor, dascălilor mai ales ceva, ai 30 de secunde. Părinților, Aș vrea să le transmit bunicilor, dascălilor
părinților și bunicilor mei, un foarte călduros mulțumesc că m-au susținut anii aceștia și am avut aproape. Ai spus că amintirile sunt un loc de refugiu, e foarte corect, și din punctul meu de vedere există două locuri de refugiu, lângă părinți și în amintiri. I-am avut aproape și pe părinți și pe dascăli și pe colegi. Vreau să spun că în Unire am avut un colectiv foarte echilibrat, un colectiv foarte frumos și aș vrea să le mulțumesc pentru asta și îmi doresc nespus de mult să păstrăm legăturile, pentru că este evident că pe mulți dintre noi viața ne va despărți. Însă să păstrăm. Amintirile vă vor ține aproape, da? Cred că ai observat că nu te-am întrebat nimic despre dragoste. Se trezește câte un prostalou de vârsta mea, zice, câte un copil de 7 ani. Hei, cum stai cu dragostea? Mă, dar nu ți-e bine la cap, mă. Sigur că vine, sigur că sunt E perioade pe care firească, însă. le-am parcurs toți. Dar nu îl zăpăci, mă, lasă-l, mă, în pace. Că... Și le trăiește așa, la timpul lor și cum... Acum să mă crezi pe mine, cu asta încheiem. Ceea ce simți acum poate fi prima dragoste, dar mai rar se întâmplă. E tropăiala hormonilor, trece și după aceea, privindu-te peste câțiva ani, așa, zici, Doamne, ce ridicol, ce aoleu, ce aoleu. Da, poate fi frumos, dar nu te-am întrebat nimic și nici nu vreau să te întreb despre așa ceva, pentru că și dragostea clădește, dar la momentul potrivit. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Drum bun în viață să-ți dea Dumnezeu, să te ocrotească Doamne ajută. Dumnezeu, pe toți ne iubește Dumnezeu. Dar să ne uităm și noi la El. Îmi pare rău pentru că despărțim tare, aș mai fi vrut să stăm de vorbă, dar vom continua noi altă dată. La Ușueta, Da, acasă. da. Oameni buni, atât pentru astăzi. Urmează știrile, esențe tari. A, în sine, antena 1 este o esență tare. Vă mulțumesc din toată inima și vă sugerez ca de obicei, pentru ca să avem o viață suportabilă, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră.